Întâlnirea mi s-a părut extrem de utilă. Am aflat foarte multe informații, informații pe care nu le știam. Întâlnirea de astăzi a fost pentru mine o revelație. Întâlnirea de astăzi cu domnul doctor m-a făcut să-mi regândesc un pic viața și modul meu de a mânca mai întâi. Mă ajută și în viața mea personală, mă ajută ca și cadru didactic, mă ajută ca și părinte, ceea ce am aflat astăzi. Și vreau să pun în aplicare atât în viața personală cât și în viața copiilor pe care îi dăscălesc. Avem un impact asupra copiilor, nu numai să educăm din punct de vedere cognitiv, ci și din punct de vedere al sănătății, pentru că știm că o minte sănătoasă locuiește într-un trup sănătos și cred că de astăzi înainte, nu de mâine, vrem să începem chiar de astăzi să facem o schimbare în ceea ce privește alimentația copiilor de la noi, de la școală. Astăzi am fost invitat la Școala Română Finlandeză să vorbesc despre alimentație și nutriția copilului și în fața corpului profesoral, a cadrelor didactice, am făcut o mică prezentare despre alimentele sănătoase și mai puțin sănătoase pe care pot să le dea copiilor și cum să alcătuiască meniurile. M-a făcut să mă gândesc la propriul meu copil, dar și la copiii de la mine din clasă și chiar am idei despre o viitoare întâlnire cu părinții și sfaturi pe care le pot da acestora. Răspunsul a fost peste așteptări, interesul foarte mare, foarte multe întrebări au venit la finalul prezentării și sunt foarte încântat. Pentru că oamenii și cadrele didactice, și înțeleg de la cadrele didactice că și părinții sunt interesați ca copiii lor să primească alimente sănătoase, să știe cum să le combine, astfel încât copiii să aibă performanțe școlare bune și să fie hrăniți sănătos, bineînțeles.